Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Toată compasiunea pentru miile de pasageri blocați pe aeroportul Otopeni la 39 de grade, că acolo aerul condiționat nu face față din cauza diareei epidemice care i-a cuprins pe vieții piloți Tarom și pe copiloți. Vezi că sunt pasageri care au rămas și în străinătate. Din aceeași cauză. Adică cei de pe Tarom, din Otopeni, cei din Otopeni, dar l-am văzut ieri pe Răzvan Popescu, colegul nostru de la ZOO, era prin Iordania și nu prea avea alternative. El a fost una dintre primele victime, că primele zboruri anulate au fost trei care veneau de prin partea aia, din Egipt, din Iordania și... Le-au pus și cap la cap, dar aia cred că au rămas acolo sau nu înțeleg. Că de la Paris știi cum e, mai găsești niște legături, mai faci niște combinații, dar din Iordania... Rău. Da, de la București ce legături să găsești. Da. Oricum, cu fureală, cu fureală, înțeleg. Da. Frate, dar mi se pare foarte tare, știi, să ai meseria în care să poți să spui nu mă simt bine astăzi, nu vin la muncă și să ai dreptul legal să faci asta. Cine poate să Cine poate să forțeze un pilot să-i spună, nu contează, treci la muncă imediat. Și deodată 28 de piloți. Și ce, mă, pe noi ne forțează? Adică dacă mi-e rău, ce... Întreb. Ce pățesc? Adică... Diferența e că tu nu ești pilot, ești chilot. Pe cine întrebi? Pe mine mă întrebi. Dacă ni se face rău tuturor, să zicem că mergem astăzi la o masă. Așa. Da. Mâncăm ceva anapoda și mâine nu mai putem să ne dăm jos din pat. Ce facem? Vine să te verifice? Nu vine să te verifice. Nu, dar ei au dreptul prin contract. Dar ce, nu vrei să-ți dăm o trezire? Nu vreau să mănânc nimic prost. Mi-am colțit treaba asta. Ți-am colțit? Da. Te cheamă să recuperezi după aceea în august. Cine este? Cum cine este? Te cheamă? În fine, zi cu... Iată ce spune, dar mie mi se pare uluitor, adică declarațiile unora dintre piloți sunt fascinante. Iată ce spune unul dintre ei. Pilotul acesta, pe care îl cheamă, e citat de... Antena 3. Zice Cezar Osiceanu, unul dintre cei 29 de piloți. Zice, a susținut că este a 10-a oară când suferă de o indigestie din cauza alimentelor furnizate de Tarom. Nu te supăra, Dan Lond, adică nu, când o pățești la o cârciumă, te duci la o cârciumă sau undeva, știi, mănânci ceva, se face rău. Te mai duci la cârciumă aia încă de 9 ori. Face. Cum n-ai ce face? Ți-ai să fii de acasă. Păi dacă mănâncă și mâncarea pe care o servesc pentru pasageri, păi ce, tot imaginează-ți. Avionul a făcut indigestie? Nu, problema e că el zice că dacă nu i-a picat lui bine. De 10 ori nu i-a picat bine și continuă să mănânci o bucată de pâine umedă în fiecare zi? Păi nu mai mănânci, mă! Zice, vă reamintesc, spune acest pilot, anul trecut toată mâncarea de pe cursele din două zile a fost expirată și amenda a fost dată de ANPC. Avem sute de rapoarte înregistrate prin care se reclamă calitatea execrabilă a acestor produse. Mie îmi spui, adevăr că la Tarom nu ai primești nimic de mâncare, nici apă, deci. Calitatea execrabilă a acestor produse, care ar trebui să fie de 5500 de calorii și un anumit standard de calitate. Uh-huh. Mă, 5500 de calorii? Ia să obezi toți. Că-i seama. Este o problemă. Închizi ochii și imaginezi niște 5500 grăsani de la manșe, de-abia încap pe scaunul. Azi dă-ți aia. Dacă și stai pe scaun, nu te miști deloc. Da, deculează cu coada. Și bagă aia în tine 5000 de calorii. Pilotul nu știu ce și că li s-a dat gelatină pe salam. Cum adică gelatină pe salam? E s-a lichefiat grăsimea din salamul ăla și au zis ei că gelatina să sune mișto, dar de fapt... Gelatina pe salam? Dar eu nu înțeleg de ce nu își gătesc în familie la Tarom. Pentru că la Tarom sunt... Mama, tata, copilul... Da, copilul, nepotul, soacra... Faceți, frate, ceva mâncare la sufertaș și dați-le la piloți. Gătesc la un loc ăia de la TVR. Aparent, piloții sunt în alte familii. Nu e adevărat. Și dacă să așa necăjiți, e ceva neregulat acolo. Nu, nu e adevărat. Să știi că a făcut, sunt niște anchete. E foarte greu de aflat câte familii sunt de fapt la Tarom. Dar din când în când câte o redacție se mai încumetă. Că statul român nu o să investigheze așa ceva niciodată. Și acum 2 ani sau 3 ani, Digi24 a făcut o astfel de anchetă și a descoperit așa, a identificat 30 de familii, cu cel puțin 2 sau 3 membri, unele cu câte 5 membri care sunt angajați. Și zice, de exemplu, ancheta Digi24, Cristian Dona este pilot, fost director de training al companiei, soția sa a fost angajată tocmai la compartimentul training pentru a le perfecționa limba engleză însoțitorilor de zbor. Ei. Între timp și fratele său a devenit pilot la Tarom. Și așa mai departe. Na. Deci în familie, nu poate soția să gătească pentru cei doi frați, dacă toți se întâlnesc, se duc acolo la sufertași.
contez întotdeauna pe familie când e vorba de lucruri delicate. Da. Și când e cu zboruri, cu responsabilități, de ce să-l apuci pe unul de pe stradă când îl ai pe fratele tău? Ah, exact. Și recomandare pentru piloții de la Taron. Vă rog frumos, mai, adică dacă vedeți că de 9 ori faceți indigestie că mâncați mâncarea de la serviciu, măcar nu mai mâncați a 10-a oară. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.